Se anunță grevă generală. Sindicaliștii de la CNSRL Frăția se pregătesc alături de colegii din țară de proteste serioase. Pentru a putea declanșa acțiunea, s-a întrunit în regim de urgență Consiliul Județean Extraordinar al Uniunii Județene CNSRL Frăția Suceava, care a emis hotărârea de strângere de semnături. Liderul județean al CNSRL Frăția Suceava, Gabriel Buliga, a declarat că semnăturile trebuie strânse timp de o săptămână, astfel încât pe 20 noiembrie să poată fi centralizate, iar mai apoi să poate fi parcurși pașii necesari declanșării grevei generale. UJ CNSRL Frăția Suceava s-a întâlnit ieri în ședința Consiliului Județean Extraordinar pentru a respecta decizia biroului operativ al CNSRL Frăția din data de 30 octombrie 2016, care a decis începerea procedurilor în vederea declanșării grevei generale în economia națională pentru următoarele nemulțumiri ale salariaților pe care îi reprezentăm. Prima nemulțumire ar fi scăderea tuturor salariilor, în principal în mediul privat, și pierderea de locuri de muncă generate de modificările codului fiscal prin care se transferă plata contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. O altă nemulțumire a noastră ar fi imposibilitatea negocierilor sectoriale și intersectoriale, ce generează lipsa unei protecții reale ale angajaților. În forma actuală a legii 62/2011, dezavantajează total angajații. La punctul 3 ar fi întârzierea nejustificată a acordării drepturilor salariale pentru angajații unor unități publice din cadrul asistenței sociale și medico-sociale de mai bine de 4 luni. Știm prea bine că la nivel județean problemele din unitățile medico-sociale privind lipsa salariilor fac ca activitatea colegilor noștri se desfășoare în condiții foarte grele. Plus, în asistența socială la Suceava, știm prea bine că în urma meeting-ului care am avut cu sanitatea, aceleași ridicări le-am avut, lipsa banilor pentru persoanele care nu se regăsesc pe anexele legii 250 și respectiv 153. Practic, acțiunea debutează cu strângerea de semnături deocamdată. Da, am decis în ședința de ieri strângerea de semnături în vederea declanșării grevei generale. Până pe data de 20 noiembrie avem termen să depunem semnăturile și o să hotărască la nivel național data declanșării grevei generale. CNSLR Frăția Suceava are aproximativ 4.000 de membri, de la care se vor aduna semnăturile necesare pentru declanșarea acțiunii de protest. Din CNSLR Frăția fac parte angajați din mai multe sectoare de activitate, respectiv energie, petrol, gaze, chimie, petrochimie, comunicații, transporturi, lemn și mobilă, textile și pielărie, agricultură, sănătate, învățământ, administrație publică și asistență socială.